Gloria Buzău nu va mai efectua al doilea stagiu de pregătire în Turcia. Din cauza problemelor financiare, gruparea din Crâng a trebuit să renunțe la cantonamentul care urma să aibă loc în afara granițelor țării, deși fotbaliștii lui Ion Viorel își programaseră deja data de plecare în Antalya. În acest caz, echipa își va continua seria ședințelor de pregătire pe plan local, această perioadă urmând a fi presărată cu jocuri de verificare. Mâine, de la ora 12, pe terenul sintetic Cornel Negoescu, fotbaliștii buzeni vor întâlni divizionara C din Modelu. Pentru buzeni este al patrulea meci de verificare din această pauză competițională după cele disputate cu CS Ștefănești, Olimpia Râmnicu Sărat și o echipă formată din jucători din Pogoanele și Căldărăști. Gloria va mai întâlni în perioada imediat următoare divizionarea secundă CS Mioveni și Fortuna Câmpina într-o dublă. Liga a doua se reia pe 28 februarie cu runda a 17-a etapă în care buzoienii se vor deplasa la ultima clasată din seria 1, FC Medorohoi.